Suntem la un pas de o catastrofă ecologică în Marea Neagră, aproape de România, după eșuarea unei nave cu îngrășăminte chimice pe coasta bulgară. La bordul cargoului Vera Su, cu echipaj turcesc, care navighează sub pavilion Panama, se află peste 3.000 de tone de uree ce riscă să ajungă în mare după ce aceasta a eșuat în apropierea rezervației naturale Caliacra pe 20 septembrie. Urea este un îngrășământ folosit în agricultură, care în contact cu apa de mare duce la o înflorire rapidă a fitoplanctonului toxic pentru viața marină. Experții avertizează că deversarea de uree în ape ar distruge habitatul delfinilor, rechinilor și a altor specii marine, dar și al păsărilor protejate de lege. Deși este fertilizant, urea în cantități mari cu un pH foarte alcalin distruge, arde într-o primă fază. Fiindcă este iarnă, șansele ca aceasta să fie preluată de biota marină și convertită în masă organică sunt foarte mici. Din fericire pentru noi, vânturile dominante ce urmează vor fi din direcția nord-sud și, în consecință, această pată de uree, dacă se va produce, va evolua spre sud și nu spre nord. În orice caz, va dura foarte mult când marea va reuși să preia acest exces de azot, excedent de azot, să-l preia împreună cu alte surse de nutrienți, ca de exemplu dioxid de carbon din aer, și să-l transformă în biotă.